Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit, urmăriți știri și evenimente locale. Duminică 7 septembrie, pe acumularea de la Rogojești, a avut loc un concurs de pescuit. Organizată de Liga Națională de Spinning și Clubul Timalus, competiția a reunit peste 50 de pescari cu bărci veniți de pe tot cuprinsul României. Concursul, desfășurat în 3 manșe, se înscrie în calendarul competițiilor naționale Aventuri la Pescuit, etapa a Rogojești. Din nefericire, unele breșe în comunicarea dintre organizatori și cluburile locale, precum și cu administrația comunei Mihăileni și conducerea societății care controlează barajul, au creat unele discuții neplăcute pe fondul concursului. Conform unui comunicat oficial al primăriei, poliția comunitară a intensificat acțiunile de control în domeniul transportatorilor care ne traversează orașul folosind utilaje grele. Într-adevăr, din comunicatul primăriei s-a desprins clar faptul că poliția comunitară a acționat pe mai multe artere de circulație, privind transportul mărfurilor și materialelor de către autovehicule care nu sunt bine echipate cu prelate sau alte dispozitive care să le facă etanșe pentru a nu produce împrăștierea încărcăturii pe care o transportă. Ați înregistrat deja un record în cuantum amenzilor în acest domeniu? Nu pot spune de un record, dar pot spune că s-au dat amenzi în valoare de aproximativ 70 de milioane de lei, e vorba de vreo 21 de amenzi, dacă mi-aduc bine aminte, într-o singură zi. Deci exact pe această temă de care am vorbit. S-au amendat doar societățile comerciale sau și persoane fizice? S-au amendat atât persoane fizice cât și societăți comerciale care efectuau transporturi fără să îndemnească aceste condiții prevăzute de hotărârea Consiliului Local 106 din 2007. Pe ce alte fronturi mai acționează poliția comunitară în ultima perioadă? Unde ați identificat că este nevoie de munca polițistului între cetățeni? Munca polițistului comunitar este nevoie oriunde, acolo unde sunt aglomerări de persoane, dar acum, în perioada imediat ce a trecut, ne-am intensificat controlele pe linia curățenii în municipiu, pe arterele pietonale. Este vorba de acele persoane care depozitează materiale de construcții sau materiale pentru foc, cum ar fi lemn, la poartă și împiedică astfel circulație pietonală pe trotuare. Au fost avertizate un număr de 32 de persoane, li s-a dat termen de execuție. În cazul în care nu se vor conforma să îndepărteze caracterul contravențional al faptei, vor fi sancționate contravențional. Știu că într-o anumită perioadă, tot de aici, din Poliția Comunitară, mi s-a spus că mai avem nevoie de personal. Cum stați la ora actuală? La ora actuală stăm oarecum mai bine decât în perioada trecută. S-au mai angajat un număr de 2 agenți. Din câte am înțeles, mai sunt, dacă știu bine, 4 locuri vacante de agenți comunitari. Am solicitat deja Serviciului Resurse Umane din cadrul primăriei să organizăm un nou concurs, examen concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Bineînțeles, cu aprobarea Agenției Naționale a Funcționarului Public București. De ce studii ar fi nevoie pentru aceste posturi? Deci, pentru aceste posturi este necesar ca persoana să aibă cel puțin studii medii, să fi lucrat pentru debutant, deci să nu mai fi lucrat pentru funcția cu studii medii, pentru agent asistent să fie avut cel puțin 6 luni lucrate pe o funcție similară care să fie necesitat studii medii, pentru un agent principal necesită 5 ani lucrați într-o funcție care să necesite studii medii, iar pentru o funcție de agent superior 9 ani de zile lucrați în asemenea condiții. Unde începe și unde se termină competența polițistului comunitar? Polițistul comunitar este în slujba cetățeanului. Este investit prin legea 371 pe 2004
cu anumite prerogative, iar spectrul contravențional din competența polițistului comunitar poate fi amplificat, poate fi mai lărgit printr-o dispoziție a primarului municipiului, în cazul nostru, municipiului Rădăuți. Conlucrați cu cealaltă poliție? Bineînțeles, conlucrăm activ atât cu Poliția Municipiului Rădăuți, cât și cu Jandarmeria. Începând cu data de 15, luna aceasta, luna septembrie, o să avem patrule mixte pe toate cele trei schimburi, deci 24 din 24, o să avem câte două patrule mixte în municipiu, formate din polițiști comunitari și polițiști de la Poliția Municipiului. V-ați confruntat în ultima perioadă cu incidente deosebite? Probleme deosebite n-au fost. Sunt probleme cu care ne confruntăm în mod curent. Deși este vacanță, în curtea Colegiului Tehnic au răsunat pentru câteva ore cântecele și dansurile unor tineri talentați. Despre ce este vorba aflăm în rubrica Stop Cadru Proșcoală. Astăzi, 9 septembrie 2008, Colegiul Tehnic Rădăuți este gazda unor activități desfășurate la școala de vară, care stă sub tema celebrarea multiculturalismului și învățarea prin servicii în folosul comunității. Concret, invitați din toată țara, invitați care aparțin de diverse etnii, turcă, maghiară, ucraineană, tătară, macedoneană, a română. Sunt elevii care vor urma aceste cursuri organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu, bineînțeles, Ministerul Educației Naționale și Ambasada Statelor Unite ale Americii. La aceste cursuri, practic, se dorește ca elevii să învețe să scrie proiecte pentru finanțare, fie prin granturi, fie bugetare sau extrabugetară. Și ca scop final este dialogul intercultural, interferențele, obiceiurile și tradițiile fiecărei etnii în parte să fie promovate și, evident, să se formeze competențe de cultură civică, să se promoveze toleranța etnică, interreligioasă și a dreptului de opinie. Cursurile durează de pe 6 până pe 11 septembrie 2008, se desfășoară la Suceava, la Colegiul Național Mihai Eminescu, iar Colegiul Tehnic Rădăuți este partener. Țin să vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat șansa să mă exprim cetățenilor rădăuțeni pentru problemele care le avem de zi cu zi.
ceea ce am făcut în ultimele două săptămâni, ceea ce ne propunem să facem în continuare. Și aici aș intra în subiect. Ca prioritate, la momentul actual, avem pregătirea unităților de învățământ pentru nou an școlar, care va începe la 15 septembrie. Și pentru aceasta aș putea să remarc următorul lucru. M-am deplasat personal cu o comisie din cadrul primăriei Rădăuți, de la urbanism, la toate unitățile de învățământ. Ceea ce vă pot spune, comparativ cu situația din țară, după cum știți că majoritatea unităților de învățământ nu au autorizații de funcționare, un fapt împărător că Rădăuțul, toate unitățile școlare au autorizații de funcționare, deși pot să vă spun că nu îndeplinesc chiar condițiile cum ar trebui să le aibă copiii noștri, elevii care învață din unitățile preșcolare și preuniversitare. La ora actuală am dorit să avem niște condiții mai bune, dar după bugetul care l-avem, alocat pentru unități de învățământ, am făcut ceea ce se putea face. Am o informare cam lungă, nu o pot prezenta decât să explicuiesc câteva aspecte. În primul rând, am încercat să repartizăm câte o sumă de 50 de milioane vechi pentru fiecare unitate de învățământ, bani care sunt necesari pentru consumabile, eu știu, cred, săpunul lichid și detergent și alte consumabile pentru buna funcționare a unităților de învățământ. O problemă care este suficient de importantă și a ridicat-o și în ședința Consiliului Local, dar nu știu dacă s-o auzit până acum față de cei care poate să dispună, să găsească posibilități de a se rezolva, este cea al terenului de sport. Toate terenurile de sport din unitățile de învățământ sunt degradate, oricând se poate accidenta un elev din unitățile de învățământ și, după părerea mea, această situație s-ar putut rezolva prin rectificarea bugetului local și alocarea unei sume de bani necesară repararea acestor terenuri de sport. Chiar am luat legătura și cu servicii comunale, ar fi avut disponibilul, dar aștepta o comandă de la primăria Rădăuți pentru a executa aceste lucrări. Chiar dacă în momentul de față nu sunt banii necesari, dar eu știu, pe parcurs, în măsura încasărilor la bugetul local, s-ar fi decontat lucrările făcute. Nu ar fost chiar atât de costisitor, unele terenuri sunt mai puțin degradate, ar fi trebuit mai retușate, vreo două terenuri trebuia refăcute în totalitate, dar să vedem, poate permite timpul până la căderea zăpezii să realizăm și acel lucru. Ar fost mult mai corect și mai bine să facă asta pe perioada vacanței, când copiii nu erau la școală și putea să lucreze utilajele și oamenii mai liniștiți în acele unități. În mare parte, pot să vă spun că anul școlar la Rădăuți se poate începe în condiții așa cum sunt. Sperăm că perioada următoare se mai repare ceea ce se mai poate repara în continuare. Avem și o școală care se află în construcție, o grădiniță, dar probabil că finalizarea acestor lucrări va fi pentru anul de învățământ următor. O altă problemă care a fost în atenția primăriei și al prefecturii Suceava și, bineînțeles, al guvernului, refacerea caselor afectate în urma inundațiilor. Comisia deplasată la fața locului din partea Inspectoratului General în Construcții și ISU a hotărât pentru Rădăuți refacerea a patru case, deci repararea la patru case și o casă refăcută total, reconstruită. Ieri am stabilit deja și constructorul care va efectua aceste lucrări. Banii deja sunt alocați, se află la prefectură, la Suceava, urmând ca să distribuie în teritoriu pentru fiecare localitate, printre care și Rădăuțul beneficiază de o sumă de aproximativ 300 de milioane pentru bani pentru manoperă, iar materialele pentru refacerea acestor construcții se găsește la depozitul central constituit în cadrul Poliției de Frontieră Rădăuți. Depozit pentru Rădăuți și pentru toate localitățile din jurul Rădăuțului care au fost afectate de inundații.
Aici ar mai fi o problemă pentru că banii categoric nu ajung. O parte din familie mai primit ajutoare, dar foarte multe familii sunt nemulțumite că nu au primit niciun ajutor din partea autorităților. Și aici ar vrea să arăt un aspect care a rămas impresionant. SC Urban Buzău a efectuat, după cum știți, niște lucrări de, eu știu, tunderea ierbii, a copacilor, eu știu, care, deja, deși nu era un sezon potrivit pentru tăierea ramurilor copacilor, pentru că o parte din copaci deja s-au uscat, la acea vreme s-a solicitat domnului primar să spună cine este acea firmă care prestează servicii în Rădăuț. După cum știți, domnul primar a răspuns că firma respectivă face o sponsorizare pentru municipiul Rădăuț. Un lucru bucurător. Dacă fiecare avem prieten sau cunoștință și poate să ne facă o sponsorizare benefică rădăuțenilor, este binevenită. Și chiar m-am bucurat și l-am felicitat pe domnul primar pentru că își folosește o relație ca să ne ajute orașul. Ei, lucrul nu stă cam așa. Într-o următoare perioadă de timp, firma Urban, totuși, în vreo două tentative, a înaintat o factură la primăria Rădăuț, a fost refuzată pentru că nu și avea rostul. Și acum, mai nou, trimite din nou o factură și spune, doamne, firma Urban a participat la inundații. O factură tot de aceea sumă, 595 de milioane vechi, deci peste o jumătate de miliard. Bani care se ia din fondul de la inundație. Și acum aș spune, oare de acești bani nu ar fi bine să beneficieze familiile care au avut casele inundate, care nu și-au primit niciun ban, decât să-i dăm la o altă firmă din altă localitate care practic nu a prestat serviciu de, pentru inundații, așa după cum remarcă ei, consider că acele persoane au fost vitregite, li s-au luat drepturile lor, banii care trebuia să-și și primească și își capătă alt drum. Eu personal am refuzat să semnez acel document, specificând, așa după cum știți, Rădăuțul nu este chiar atât de mare ca să nu știm ce s-a făcut și ce nu s-a făcut, refuzând să semnez acel document. Întrucât firma Urban, după cum a declarat și a depus un raport, a intervenit la inundații cu un Mercedes, cu o Dacia Logan, nu știu ce îndiguiri putea să facă cu Dacia Logan, cum putea să participe la inundații. Pot să spun că au fost firme de Rădăuți, precum firma Loredana, care a participat la inundații cu utilaje, cu excavatoare, cu balasul, să mai știu cum, dar sponsorizare cu adevărat. Deci nu s-a cerut niciun ban, s-a ajutat concetățenii, a intervenit pentru că, într-adevăr, a fost o situație de urgență. Credeam că și alte firme, după cum s-au enumerat mai sus, ar fi făcut sponsorizare. Cred că ar trebui să lăsăm banii și primească cei care sunt în măsură și care sunt afectați și să nu-i căutăm un alt traseu pentru, sau știu, alte interese pentru banii care trebuia să primească alte persoane. N-aș mai vrea să dezvolt subiectul, cred că cei care ne privesc acum o să trag concluzii, să vedem dacă s-a procedat corect sau dacă se procedează corect, pentru că mai sunt și alte conflicte de interese, dar o să le enumerăm la timpul potrivit. Și aș face o propunere domnului primar să lucrez mai mult pentru cetățeni și nu pentru alte societăți care prezintă, după părerea mea, un interes. Un alt punct de vedere care le-aș putea aduce la cunoștință. Duminică, 7 septembrie, am fost invitat la Inspectoratul Școlar Suceava în prezența Ministrului Învățământului, domnului Domnițe, și am ridicat un microbuz școlar pentru municipiul Rădăuț, pentru unitățile de învățământ și, în special, pentru elevi. Așa după cum a spus domnul ministru, acest microbus se poate folosi pentru toate unitățile de învățământ, chiar extrașcolare, pentru
diferite activități, concursuri, eu știu, chiar excursii, pentru că e specializat și autorizat pentru transportul elevilor, inclusiv pentru elevii care fac naveta din localitățile limitrofii. Și cred că trebuie să fim bucuroși, pentru că și Rădăuți au primit unul din cele 31 de microbuze care au sosit în județul Suceava. Domnul ministru a spus că în perioada de mandat a primit o solicitare de 800 de microbuze pe întreaga țară și a luat în vedere un plus de 200, deci s-a adus 1000 de microbuze și trebuie să ne bucurăm că și Rădăuți au primit un microbuz. Deci la ora actuală, în fiecare localitate din județ există cel puțin unul sau două microbuze. Trebuie să vă anunț oficial că Școala Specială Rădăuți și-a schimbat denumirea printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar. La propunerea noastră, în școala cu clasele 1-8, Sfântul Stelian, ocrotorul copiilor, biblic vorbind, din Rădăuți. După demersurile noastre, având în vedere că în teritoriul comunii limitrofii sunt foarte mulți copii neșcolarizați și cu probleme sociale și cu handicap minor, am făcut câteva memorii și ni s-a aprobat un buz de 16 plus 1 locuri în care ne gândim noi că putem să-i cuprindem pe toți cei neșcolarizați din zonă și cei cu probleme speciale. Ce aș vrea să vă mai spun, ca o preocupare permanentă al conducerii primăriei Rădăuți, avem în vedere curățenia care în fiecare zi medităm și supraveghem activitatea de curățenie și aici aș face un apel și la rădăuțeni, la cetățeni, să fie un pic mai atenți, unde aruncă o hârtie, cum își depozitează gunoiul, să aibă grijă în acele ghene de gunoi, așa cum le spunem noi, și europubele, să arunce gunoiul numai în locurile specializate, în locurile care sunt marcate. Noi am luat acum, am identificat și alte locuri de depozitare a gunoiului, ca să fie mai ușor de supravegheat pentru cei care folosesc acele locuri de depozitare și să fim atenți, pentru că sunt informații că vin și din alte localități seara după masă cu mașini și aruncă gunoiul. O să fie într-una din variante încât cetățenii o să plătească mai mulți metri cub de gunoi, deci o să plătească și gunoiul altor cetățeni care nu este din zona respectivă. Referitor la curățenie, aș putea să spun că în perioada care a trecut s-au făcut curățenie pe toate arterele de circulație până în afara localității, până la limitrofe cu localitățile din împrejmuim, s-a degajat mizeria care se adunase pe șanțuri, pe rigole, pe lângă borduri și cred că ați observat că deja s-a schimbat aspectul Rădăuțului. Sperăm ca să fim apreciați și, bineînțeles, de turiștii care ne-au vizitat în vara asta și de obicei trebuie să fim atenți în permanență, pentru că în zona din munte care ne aflăm, turismul își are o amploare până spre iarnă, chiar și spre iarnă. Cu vara fiecare merge la litoral și toamna ne vizitează mănăstirile din zonă, deci o parte din concediu și o desfășoară în zona în care locuim. Pe parcurs o să încercăm să vedem în ce măsură se mai poate repara șosele, pentru că pot să spun că în ultimele 3 luni de zile nu știu care sunt opțiunile, dar nu s-a reușit să pună nici o lopată de asfalt în șosele rădăuțene. Probabil că serviciul respectiv l-a câștigat prin licitație servicii comunale pentru 2008 și domnul primar nu vrea să elibereze nicio notă de comandă ca să mai repare drumurile. La altă societate nu se poate atribui acest serviciu și probabil că avem de suferit și noi, să nu uităm că serviciile comunale sunt serviciile comunității, nu este o societate la o anumită persoană sau la un grup de persoane, sunt serviciile rădăuțenilor. Și cred că cel mai transparent este să lucrăm cu serviciile comunale, pentru că
lucrează fără profit, lucrează în interesul cetățenilor, dar nu se dorește lucrul acesta. Probabil că să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, așa după cum am spus, 3 luni nu s-a făcut nimic. Să vedem până la sfârșitul anului dacă se mai poate face ceva, dacă nu o să găsim niște măsuri legale ca să încercăm să deblocăm situația în care ne aflăm. Eu cam atât am vrut să vă spun pentru activitatea care am făcut-o. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă okay. Aveți, vă aștept, mi-am propus să facem o conferință de presă cel puțin la 2 săptămâni, dar dacă este posibil, o să încercăm, în funcție de probleme care sunt la nivel de Rădăuț, să ne întâlnim săptămânal, să informăm rădăuțenii real după cum stau lucrurile, pentru că avem posibilitatea prin televiziunea noastră, prin presa locală, prin presa județeană, să ne expunem problemele care sunt. Sunt suficient de multe, nu putem într-o conferință de presă să le etalăm după fiecare problemă a cetățenilor care sunt. Vreau să vă spun că vicele primar acordă audiență vinerea, dar pentru cei care au o problemă mai deosebită. În schimb, ușa la mine este deschisă în fiecare zi, începând cu ora 8 dimineață până la ora 16. Am răbdare să aștept, să ascult fiecare cetățean, iar să știți că problemele se pot rezolva foarte ușor. Prin departamentele care le avem din cadrul primăriei, personalul este obligat ca să rezolve problema cetățenului, iar în cazul în care nu este mulțumit, se poate adresa la viceprimar, la primar sau chiar eventual în instanță, că nu i s-a rezolvat o problemă și consideră că este de partea lui. Deci, cu încredere, puteți să apelați în fiecare zi, după ora 8, să vă expuneți problema, pentru că dacă este o problemă cât de mică, sunt convins că nu poți să aștepți o săptămână ca să vii să te înscrii în audiență. Este o problemă, poate trebuie rezolvată în dimineața sau în ziua respectivă. Cu plăcere, vă așteptăm ca să vă rezolvați problemele util și la timp. Relația dintre Societatea de Servicii Comunale și administrația locală rămâne în continuare tensionată. Despre răfuielile financiare dintre aceștia aflăm în momentele ce urmează de la directorul Nistor Tătar. Am organizat această conferință de presă. Cu părere de rău vreau să spun, nu aș fi dorit să fac așa ceva, dar n-am încotro. O situație tristă și vreau să vă comunic că anul școlar, deschiderea anului școlar în municipiul Rădăuț, de atât atitudine domnul primar sau insistenții domnul primar, va începe cu conturile la școli și la grădinițe blocate de către 10 servicii comunale, ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și revocabile. Suma din hotărâri judecătorești este de 45.715, deci 457 de milioane, care trebuie achitată către servicii comunale. Deci 457 de milioane 118. Deci pe lei noi 4.578,67. Și acest lucru se întâmplă datorită faptului că domnul primar, ca urmare a adresei noastre către primăria municipiului Rădăuț cu bună intenție, care am depus-o la primăria municipiului Rădăuț pe 409, în care am cerut primăriei municipiului Rădăuț compensarea a 3 miliarde de lei, reprezentând contravaloarea redevenței pentru utilitățile ce avem în conform contractului de concesiune. Domnul primar a găsit de cuvință ca astăzi să înainteze la toate băncile unui servici comunale are deschis conturi, o adresă în care cere disponibil un cont în vederea executării silitei a primării Rădăuț și mai spune în adresă că în caz de nesolvabilitate vom fi nevoiți să identificăm și alte căi pentru executare silită și recuperare de debituri. Deci să punem problema că 10 servici comunale are datorii de 3 miliarde care reprezintă
contravalorile redevenției, iar primăria municipiului Rădăuț are o datorie către 10 servicii comunale de 40 de miliarde, deci raportul vreau să-l faceți dumneavoastră, ne sesizează și, printre altele, ne scrie că în caz de insolvabilitate. Deci noi nu dorim să fim insolvabili și din cauza aceasta vom trece la măsuri. Ca să nu satisfacem dorința domnului primar că să arete cu degetul că 10 servicii comunale este o societate insolvabilă și falimentară, cum se mai discută și pe alte străzi. La ora actuală, deci, trebuie să ne plătească 40 de miliarde. Și cu această adresă, eu mai discutat problema asta, am ridicat o consiliu local, o procedat exact cum o procedat cu firma SC Norgaz. Că în urma negocierilor care le-a avut domnul primar cu patronatul de la firma Norgaz, la București, a două zi închis gazul și în următoarea săptămână ne-a dat și în instanță în care primăria este venită alături de noi în instanță, pentru că 15 miliarde penalități care trebuie să le achităm pentru datorii, pentru neachitarea în termen a facturilor. Așa au procedat, văd că și cu adresa respectivă. Eu am să vă pun la dispoziție câte o copie la adresa respectivă. Îmi pare foarte rău, dar asta este situația. Deci domnul primar nu binevoiește să ne plătească datoriile. Eu înțeleg că nu are bani disponibili pentru toate datoriile, dar este alonat să încerce să ne plătească câte ceva din datorii. Nu se dorește acest lucru. Și acum să vă prezint pe scurt cam la ce se referă datoriile acestea, pentru că deci are la ecarisaj 446.019, la întreținere străzi 1.267.654, la iluminat public are 116.088, la salubrizare are 396.856 și la subvenții are 24.400. Deci, cum vedeți, nu există un serviciu pe care primăria să-l aibă plătit la zi. Și să știți că, nu știu, luna asta am primit ceva bani la primărie. Nu prea, așa, foarte subțirele se dau bani și am informații că din sumii defalcate, la începutul lunii septembrie, primăria a primit niște bani. Deci au primit din cotă parte pe impozii, pe salarii, cu tot apărut și știu că au primit niște bani. Văd că la servicii comunale nu poate să-mi găsesc să le iei bani, dar asta e altă, e problema. Haideți că l-am înțeles. Deci așa, dumneavoastră datorați primăriei redevență în valoare de 3 miliarde de euro. La rândul să... Deci vă spun suma exact prinsă de primărie, că în care ne-au plătit 353, 848. Ok. O datorați noastră primăriei. Da. Primăria, la rândul noastră, vă datorează 40 de miliarde. Da. Dumneavoastră ați cerut primăriei o compensare 3 miliarde din datorie. Din datorie. Da. Primăria nu l-a acceptat, înțeleg, și a cerut astăzi blocarea contului noastră pentru a recupera datoria de 3,53. Da. Da? Da. Și dumneavoastră ce ați făcut? La rândul noastră a cerut blocarea conturilor școlii. Că pentru școli, la ora actuală, avem hotărâri definitive și revocabile. Așa, și a cerut blocarea conturilor lor, că așa se cerut, da? Da, da. Pentru a recupera de acolo 450 de milioane, da? Da. 450 de milioane să recuperăm de acolo, plus avem procesul birol, urmează procesul birol, că am fost pentru celelalte sume, pentru că primăria a avut notificări, după cum știți, a avut notificări pentru toate sumele, a fost chemat la concilier, la o singură concilier a fost, nu s-a prezentat la concilier și avem condiții indefinite ca să-i dăm în judecată. Astea sunt situațiile care sunt create la ora actuală. Vreau să vă mai spun că domnul primar este și în afara legii. Și datorită stresului care sunt supuși țărații la primărie, deci vedeți că adresa asta este semnată și încă de două persoane, deci domnul Ursescu și pentru domnul secretar văd că probabil consilierul juridic semnează, în care scrie foarte clar, deci legea bancară nu dă voie să divulge conturile societăților, oricărei societăți comerciale să le pună. Deci este și în afara legii, m-ați înțeles? Asta e situația. La ora actuală, deci îi pune și pe salariați într-o situație în care să spune cineva, domnule, dar asta este situația cu... Și totuși, dacă există, veți menține conturile blocate la școli. Deci la ora actuală, deci noi avem hotărâri, noi am discutat cu directorul de școli, prin consilierul juridic, contabil, șef, încă la ora actuală, contabil, șef la școli, nu am dorit să facem treaba asta, am zis, domnule, hai să găsim o cale ca să plătiți, aveți acoperirii hotărârii judecătorești,
haideți să cătiți-o, găsim o cale, să nu vă închidi, blocăm conturile, că nu e plăcut să blocăm conturile, dar în urma amenințărilor care îi face domnul primar, suntem obligați să facem treaba asta. La urmă, unde să ajungă cu toată treaba asta? Deci până la urmă să ajungă în situația în care primăria trebuie să știe că trebuie să-și plătească datoriile și să iei măsuri. Nu că serici comunale care are 3 miliarde din casa 40 și are de plătit 3 miliarde, cu alte societăți care au de plătit 3 miliarde și nu au din casa nimic. Asta, acolo trebuie să ajungă. Este populația în pericol vis-a-vis de furnizarea energiei termice, pentru că nu este depărtată clipa în care va trebui să furnizați energie. La ora actuală, deci, noi, cu toate că n-am primit subvenția, suntem cu plata la zi a facturilor pentru gaz, suntem cu plata la zi, excepții făcând penalitățile care suntem în instanță și sunt alături de noi Mira și Consiliul Local, pentru că conform ordonanță subvenția se primește de la bugetele locale, de la bugetul de stat prin bugetele locale. Deci primăria trebuie să se ocupe, nu servicii comunale, ca să ocupe de a să aducă subvenția pentru energie termică. Noi nu putem practica alt preț decât cel aprobat prin hotărâri de Consiliul Local și cel de ANRSC. La ora actuală încă avem 8 miliarde, 7,9 miliarde din noiembrie-decembrie anul trecut din casă. Eu zic că la termine, când va fi temperatura scăzută, vom furniza apă caldă și încălziri în condiții, în parametri normali. Din câte știu eu, se face rectificare bugetară, suntem prinși rădăutul cu 7,3 miliarde ca să ne dea, s-ar putea să ajungem până la 10, la ora actuală, ca să ne mai acoperim din restanța la subiect. Bani care vor veni prin primărie? Prin primărie, nu prin primărie, dar cu destinații speciale, nu pot să-i folosească. Deci, în alte scopuri. O să vă bucurați de banii sau tot păi sigur, sigur că o să ne bucurăm, că nu are ce să... Deci nu poți să-i oprească, indiferent dacă există bunăvoință sau nu, nu poți să dea altă destinație la banii respectiv. Acum mai am un dosarel aici, care trebuie să știe locuitorii municipiului Rădăuți care se adresează la primării cu petiții. Noi primim foarte multe petiții, deci ia să fie... Degeaba se fac la primărie. Deci sunt la noi care n-au nicio treabă cu servicii comunale. De exemplu, am o adresă, uitat o petiție aici, de la parohia Nașterea Maicii Domnului, în care părintele scrie că vă doresc niște lucrări să facă până pe 8 septembrie și nouă ne-a trimis adresa pe 9. Dar nu e problema asta. Deci rezoluțiile la petițiile celor care le fac. Deci fiecare sunt, ce am eu aici, uitați, cam astea sunt toate. Avem un dosar, dosarul X se cheamă, ca să le avem, când dacă ne întreabă cineva, să știm exact și răspunsul. Sunt cel puțin, domnul primar schimbă cam de 3 ori semnătura și scrisul de 3 ori. Ca rezoluții și semnătură pe petiții respective. Deci cam așa se tratează cerințele care se adresează. La problemele astea țin de servicii comunale? Nu țin de servicii comunale, dar țin pentru că ne trimite nouă. De exemplu, avem o hârtie care scrie o femeie aici de casă la Habitat. Și noi n-am nicio treabă cu casa la Habitat. Am dat un exemplu care este. Mai este o adresă care e adresată la doamna Mironescu, că cere la 1 mai la 103 niște materiale, un chiriaș de acolo și ne trimite nouă. Astea sunt problemele care se confruntă la ora actuală SECE Servicii Comunale. Dacă mai doriți întrebări, vă stăm la dispoziție. În calitate de director general al Serviciului Comunale, puteți spune că vă simțiți sau activitatea noastră este obstrucționată de primarul onorean? Este obstrucționată din punct de vedere financiar pentru lucrările ce le-am efectuat noi, plus plățile care le are pentru utilități. În restul, nu prea are cum să ne obstrucționeze, pentru că noi facem treaba. Indiferent cu sau voia unei persoane, noi trebuie să ne facem treaba și să suntem puși ca să asigurăm utilitățile în municipiul Rădăuți. Și la ora actuală v-am spus că ne dezvoltăm.
avem contract de concesiune încheiat cu Iluna Public și cu Gunoi Menajer, pe am fost la licitație și avem cu orașul Mișăuț. Au venit cu cereri și frătăuții vechi, ne extindem. Oricum ajungem într-o situație neplăcută și nu m-am gândit niciodată că putem ajunge să stăm numai să ne acoperim de hârtii cu notificări și să ajungem în instanță pentru a putea să recuperăm niște bani. Deci eu mă gândeam că pe calea meabilă se poate discuta și să călem la un mit comun și să zicem că să plătim eșalonat în termen, să vedem cum să plătim și tot absolut, dar după cum v-am spus, probabil că luni sau marți o să convocăm și adunarea regională acțională, să discutăm și în AGA situația creată la ora actuală. Deci nu este în regulă. Și v-am spus, vă dați seama, acum cu ce-ți vinovați directori la școli, că nu au primit bani de la Consiliul, de la primărie, pentru că se achite datoriile și au conturile blocate. Cu ce-ți vinovați directori? Nu pot plăti salarii. Deci nu poți plătească, sigur. Nu pot face nicio plată. Nu pot face nicio plată. Și plus de asta, noi ne-am dorit acest lucru pentru că noi mergem prin executor judecătoresc și executorul ia o taxă pentru executare. Și atunci taxa aia se recuperează nu din debitul serviciilor comunale, tot de la școală. Am zis, domnule, hai să nu mai facem niște cheltuieli inutile, să mai facem și alte necazuri la oameni. Dar nu se dorește așa ceva. Viteza ucide. Victimă poate fi propria ta familie. Stop. Stop accidentelor. Viața are prioritate. O campanie inițiată de Inspectoratul General al Poliției Române. Deschiderea oficială a fabricii Egger, investitor austriac. La conferința de presă, domnul Michael Egger a declarat: doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest proiect mamut și care și-au adus contribuția pentru finalizarea la timp a fabricii. În scurta noastră activitate, pentru că practic lucrăm pentru un regim moderat, deci n-am lucrat la toată capacitatea, linia mare încoace. Dar în scurtul de schimb, ne-am încercat să ne integrăm și în societatea locală. S-au făcut niște eforturi. Am reușit să obținem înțelegerea municipalității din Viena, împreună cu colegii noștri de la Schweikofer. Și toate trei instituțiile, primăria din Viena, Forții Industriei Schweikofer și Egger, au pus mână de la mână. Și ne-am apucat să renovăm spitalul municipal din Rădăuți. Egger a investit ca firmă direct în renovarea și utilizarea completă a două astfel de operații în spitalul din Rădăuți. Pe lângă asta, primăria din Viena și colegii de la Schweikofer au participat și ei la renovare și au adus o mulțime de aparate absolut moderne, făcând din această unitate și sperăm să devină și alte mici cadouri locuitorilor din Rădăuți, dintre care o mică parte fac parte deja din familia noastră, familia Egger, și am investit într-un parc, într-un mic loc de joacă pentru copii. Deschiderea oficială acestui loc de joacă a avut loc
să fim alături de cei loviți de, de această problemă și imediat, pentru că firma Egger are și o fabrică de, familia Egger deține și o fabrică de bolturi răcoritoare, imediat au fost livrate către Rădăuți, către zona vecinată, trei camioane de apă minerală care au fost distribuite către populație direct de către angajații noștri care s-au oferit voluntar pentru această activitate. Și în plus, grupul Egger a decis să facă o donație de 20.000 de euro care s-au fost oferit Crucii Roșii din Suceava și care vor fi utilizate. Întreaga activitate pe care Egger-ul o desfășoară în județul Suceava, mai exact aici în Rădăuți, este evident una binevenită, este cel mai puternic contribuabil, de exemplu, la primăria Rădăuți. Am văzut foarte clar o investiție inițială de 210 milioane euro, am văzut peste 400 de locuri de muncă, am văzut impozite și taxe plătite și evident că este necesar ca după efortul acestei societăți de a se dezvolta și de a demonstra forța pe care o are, este necesară și colaborarea cu autoritățile locale pentru găsirea celor facilități absolut necesare unor societăți de genul acesta. Vă doresc succes, vă felicit pentru întreaga activitate și să sperăm că întreaga relație dintre dumneavoastră ca agent economic care ați investit în județul nostru și instituția prefectului să fie una pozitivă. Eu aș vrea să fiu mai scurt și trebuie să fiu mai scurt, fiindcă sunt doar de două luni jumate primar, pe când domnul prefect Orestor Ofrei a participat la toată perioada când s-a construit această fabrică. Vreau să felicit pe domnul Egger și tot personalul care a contribuit la construcția acestei fabrici. Este o afacere profitabilă pentru rădăuțeni, să spun așa, fiindcă a creat locuri de muncă și totodată este cel mai mare contribuabil pentru Rădăuți. Chiar în urmă cu câteva zile, în analiza mea făcută în calitatea de primar, am constatat că firma Egger este cel mai mare contribuabil al municipiului Rădăuți. Nu am decât să le urez multă sănătate, fericire și să dea Dumnezeu la mai mare. Doamne ajută! Înainte de tăierea panglicii la ceremonia de deschidere, în prezența unui număr mare de oaspeți, politicieni, oficialități publice, reprezentanții ai industriei și parteneri de afaceri, Michael Egger a ținut să precizeze că investiția de la Rădăuți se ridică la 210 milioane euro, este cea mai modernă din Europa și a permis crearea 400 de noi locuri de muncă. Peste 50 de persoane dintre aceștia au fost specializate în Austria. Deși este o afacere de familie, firma Egger a avut în anul 2007 un profit de 1,67 milioane euro. În prezent, sediul central al firmei se află în Austria, dar firma mai deține o fabrică de cherestea în Anglia, o fabrică de laminare în Rusia, o instalație de biomasă în Franța și, începând din 2009, în România va funcționa un generator de gaz. Capacitatea fabricii de la Rădăuți este de 600.000 metri cubi pe an, 80% dintre aceasta fiind valorificată superior și ajungând pe piață sub formă de plăci cu strat de melamină. Producția începută în ianuarie 2008 va fi dublată în noiembrie de o presă în tandem, capacitatea crescând la 28 milioane metri pătrați. Produsele finale vor fi absorbite de piața românească, dar se adresează deopotrivă și altor țări, precum Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Slovacia, țările Baltice, Grecia, Turcia, Polonia, Comunitatea Statelor Independente, Macedonia și Orientul Apropiat.